Jasmine! Telefoanele astea m-au săturat deja. Ce de făcut? Eu am o idee. Așa, deci, Jasmina și Melissa, la 3 telefoane să fie la mine mânuță. 1, 2, 3! Iată așa, gata. Astăzi telefoane nu o să mai vedeți, deoarece eu vă provoc la un challenge. 24 de ore fără gadgeturi, fără telefoane, fără tablete, fără laptopuri, chiar și fără televizor. O să vedeți că viața este frumoasă și fără, și fără computer. O să vedeți că viața este frumoasă și fără gadgeturi. Ok? Sunteți gata? Așa-s provocare. Du? Dar ce-și turistul? Deci, telefoanele le punem aici sus să nu le ajungă ele. Așa. Și gata. În primul rând, vă faceți lecțiile, da? Melissa astăzi învață cifra 6 și 7. Iar Jasmina astăzi face matematica. Are multe exerciții de adunare, da, scădere, înmulțire și împărțire. Eu am făcut cu plus. Uh-huh. Și acum încă un exercițiu de minus și apoi trec la mânțări și împărțire. Hai, succes! Bravo! 44. Hai să acum să mâncăm, să luăm prânzul și după aceea eu propun să mergem la o plimbare în pădure. Da, cu bicicleta și cu trotineta, dacă vrea, Melissa, bine? Eu cu trotineta. Bine. Noi ne-am așteptat să luăm prânzul. Melissa o să mănânce fasole cu cărniță de pui. Iar Jasmina, pentru că nu iubește fasole, o să mănânce sarmale cu smântânică. Fără telefon! Tăticule, astăzi fără telefon, ai să fii amendat. Ce exemplu arăt la fete tu. De obicei noi ieșim cu laptopul pe masă și ne uităm la ceva când mâncăm. Dar astăzi, fără, așa-i? Da, fără gadgeturi. Bine, poftă, poftă bune, fetelor! Mulțumim! Mulțumim! Și la masă? Nu vorbim! Și la masă nu vorbim, nici nu ne uităm la nimic, așa-i? Da. Ce mămică ai găsit acolo tu? Dorițele? Păpădii! E toamna și mai sunt păpădii! Iarba ce de verde! Lasă mămicul să trăiască păpădiile, mulțumesc frate, dar lasă să trăiască, bine? Hai să faci tu pe Natalia. Noi aici screcem în timp, screcem cântecul lui, pentru că noi de una aici cântăm. Ia să vă aud și eu cum cântați. Noi de aici cântăm, de una aproape. Cântăm despre cântecul mai mică, care eu l-am cântat parcă la matinie, nu? Hai cântați, cântați să vă aud și eu. Orice copil se naște cu un dar pe lume, orice copil. Eu uitați acum cuvințele, că noi așa de mult eu am cântat acest cântec. Dar cred că mulți, nu știu. Aici pot te trei chiar să așezi. Aici, aici și în mijloc. Da? Acest scrânciop noi îl numim trenuț. Și toți copiii care trăiesc în această casă, tot îl numesc trenuț. Pentru că foarte tare seamănă, parcă ești într-un trenuț. Să vă dau? Da! Țineți-vă bine că trenuțul se pornește! Ciu-ciu-ciu-ciu! Tare te dau! De ce vă vine Melissa? Hai scoate! Fetelor! Ce parcă m-ați văzut de mult! De ce înseamnă fără gadgeturi? Mai observă și lumea din prejur! Da. Așa-i? Haideți să mergem să facem o plimbare cu biciclete. Da, da, e mai bine cu fără telefoane. Mai, da, mai bine să fără telefoane, așa-i? În sfârșit, da, înțeles. Haide. Aici a fost
puțin ideal și te depo ajută pe mele. Picioarele, te oprești. Eu sunt prindă, tu ești prințesa, eu te aduc la ban. Prințesa mea, haide la ban. Doamnelor și domnilor, vă prezint frumoasele noastre, Jasmina și Melissa. Și ele astăzi vor trece acest traseu și se vor învăța să țină echilibru ca niște modele de modă care merg pe podium. Melissa, primi, mă! Hai, Melissa! Așa! Ce merzăgie asta-i, Melissa! Dacă e de mână cu tăticua, păi așa e simplu. Dar Jasmina, pentru că e mai mare, o să meargă singurică, da? Op! Și numai! Pe aceste vară simt, lasă-mă pe al doilea, pe un picior, al treilea sal și pe ultima, azi merg simt. Să nu să alerg. Hai. Simplu. Acum pe un picior. Și aici sărim. Și aici alerg eu. Ha! Iată, așa se merge prin pădure cu bicicleta. Cine mai vrea telefon acum? Nimeni, Melissa. Mai bine să fără telefon. Da. Hai, hai da-te cu ea. Hai, scurt. Da. Jasmina citește. Bravo, scumpă. De ce citești? Aici scrie muzicanți din Bremen. Super interesant? Da. Ia să vedem ce face și Melissa. Ce faci, Meli? Te joci? Nu, no, eu fac unghiile. Îți faci unghiile? Da. Wow. Dar cu ce-ți faci tu unghiile? Cu chestia. Cu aparatul pentru unghii? Pentru copii care este? Bine. Noapte bună, prințesele! Noapte bună! Cum a fost ziua de astăzi? V-a plăcut fără gadgetor? Da! Da, așa că e mai bine, așa-i? Și că pușor mai sănătos, ochișorii nu te dor, așa-i? Da? Ok, noapte bună vouă! Ok? Da! Mâine mai facem așa o zi ca și astăzi, fără gadgetor, da? Nu și vreau! Nu, mămița, tu nu vrei? Eu vreau. Dar tu vrei? Nu. Nu? Bine, hai să ne mai gândim. Bine? Acum noapte bună vouă. Hai.